Bună, numele meu este Anca. Nu sunt aici pentru a subestima sau a denigra vreun medic din România sub nicio formă. Sunt aici pentru a-mi povesti experiența. În urmă cu 3 ani am făcut o operație de mastopexie. În urma acestei operații, din păcate, a fost o operație nereușită. Am luat legătura cu un alt medic, am mai făcut o a doua operație pentru un alt medic din România, am mai făcut o a doua operație tot pentru a-mi rezolva problema. Nu s-a reușit. La Ensar am ajuns prin recomandarea unei prietene, fiind din același oraș cu mine. Am luat legătura cu Ensar, mi-a spus ce se poate și ce nu se poate. Apoi am stat puțin pe gânduri, am zis, mi-a fost un pic teamă de Turcia. Nefiind la mine în țară, nefiind familiarizată cu țara respectivă, am încercat să iau legătura din nou cu ceilalți medici din România. Ceilalți medici din România au fost foarte speriați, nu mi-au dat șanse de reușită. Am hotărât să revin din nou la Ensar. Ensar nu mi-a promis foarte mult, mi-a spus că șansa de reușită o să fie undeva la 70%. Însă, acum la o lună după operație, pot să spun că șansa de reușită a fost 100%. Neașteptat pentru toată lumea. Operația mea a fost în urmă cu o lună, pe 17 iunie mai exact. Am avut foarte multe emoții când am ajuns, când am făcut cunoștință cu medicul care m-a operat în Turcia. După schemă, a urmat o discuție cu domnul doctor, mi-a recomandat implanturile Polytech, eu neavând idee ce se întâmplă, care este cel mai bun implant, nu am știut. Domnul mi-a recomandat Polytech, o mărime medie, ceea ce corespundea greutății și înălțimii mele. În urma acestui control, totul a decurs ok, am așteptat cu nerăbdare operația. A doua zi dimineața am fost luată de la hotel, am avut transport gratuit. Am fost dusă către spital, mi s-au efectuat câteva analize înainte de operație. Mi s-a făcut anestezie, iar după anestezie m-am trezit foarte bine. Condițiile au fost excelente după operație. Uimitor a fost faptul că eu am putut să mă ridic după câteva ore după operație, pentru că așa mi s-a recomandat. La câteva ore după operație, medicul m-a vizitat. Pe mine m-a impresionat condițiile din spital, echipa medicală, echipamentul medical. Am fost oarecum norocoasă, am stat doar o zi în spital, am avut norocul de a sta soțul meu cu mine non-stop, a avut grijă de mine. Însă medicii la fiecare un sfert de oră, 20 minute veneau să verifice, să vadă ce fac, îmi luau tensiunea. După ziua respectivă am ajuns la hotel, unde am stat încă 5 zile la hotel, hotelul excepțional de 5 stele. Vă sfătuiesc să fiți foarte atente atunci când alegeți un medic. Nu trebuie doar să ne uităm la publicitate și la Instagram, trebuie să vedem cazuri reale. Eu sunt un caz real. Puteți să mergeți cu toată încrederea, am beneficiat de transport, am beneficiat de translator. Deci m-am simțit ca în România. Nu a fost niciun detaliu de care eu să nu am cunoștință. Mă bucur din suflet că Ensar m-a trimis la cel mai bun medic din Turcia și recomand din suflet Clinica Duban.